Ultimele zile ale acestui an marchează apariția a încă patru volume din seria Satele Sălăjene și poveștile lor, o analiză antropologică pe care o datorăm Cameliei Burghele, doctor în etnologie, cercetător științific la Muzeul din Zalău. Cărțile fac parte dintr-un proiect editorial mai vechi, în care au văzut lumina tiparului și primele patru volume, grație colaborării între editura Caiete Silvane și editura etnologică din București, sprijinit financiar de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și de o companie multinațională care își desfășoară activitatea în Zalău. Sfârșitul acesta de an a fost o mare bucurie pentru mine. Am reușit să finalizăm, sau poate nu să finalizăm, ci doar să ducem la bun sfârșit această etapă a unui proiect cultural pe care l-am realizat împreună cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și care s-a bucurat de un foarte serios sprijin financiar din partea companiei Tenaris Silcotub. Este vorba de următoarele patru volume din ciclul pe care eu l-am numit Satele Sălăjene și poveștile lor. Sunt încă patru volume care definesc cultura satului tradițional sălăjan. E vorba în aceste patru volume și despre bucurie și despre tristețe și despre viață și despre moarte și despre zilele obișnuite și despre zilele de sărbătoare. Sunt și câteva studii de caz, câteva sate în care am fost în mod special și am simțit nevoia să le definesc separat față de ansamblul culturii tradiționale sălăjene. Iar în ultimul dintre aceste volume, în volumul 8, există un album de fotografie, de fapt, pentru că am vrut să ofer niște deschideri de antropologie vizuală acestei cărți, găsind câteva repere identitare în satele sălăjene pe care mi-a fost drag să le și fotografiez și să le arăt și sub această formă. Cele patru volume proaspăt apărute continuă studiul satelor sălăjene și culturii tradiționale cu specificitatea sa locală, focalizându-se de această dată pe perspectivele magico-rituale de raportare a omului la divin. De asemenea, se încearcă prin aceste volume descoperirea poveștilor din satele sălăjene. Spun că este într-adevăr o încununare a muncii mele de etnolog. Sigur că să definești o cultură tradițională în satele tale natale, în satele, în sensul că sunt satele mele sălăjene, îmi permit să spun asta până la capăt, în 8 volume, sigur că este o muncă multă, este practic munca mea de 20 de ani, cariera mea științifică, dacă pot să spun așa. Atunci când am gândit acest proiect cultural împreună cu Daniel Său, ca managerul de la Centrul de Cultură și Artă, ne-am gândit că vom finaliza această serie cu 8 volume, dar cine știe, poate că anul care vine vom avea inspirație și de ce nu hărnicie și poate că vom continua acest demers al satelor sălăjene. Nu sunt doar satele sălăjene, ci de fapt în prim plan am încercat să scot poveștile din satele sălăjene, cele care definesc satele prin povestit. Cel mai probabil lansarea acestor volume va avea loc anul viitor.